Hei, salut toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de God of War, oameni buni. Oameni buni, au revenit unde ne-am salutat noi ultima dată aici cu protagonistul nostru, Kratos și ficiorsul Atreus. Hai să arunc cu topor acolo, perfect. Și da, în ultimul episod ce s-a întâmplat, că am uitat ceva, da, Atreus a omorât primul său om, a început să plângă și da. Am găsit de asemenea și creatorul toporului care se tot se zice că ar fi. Și astăzi vreau să vedem ce se va întâmpla în continuare. Înainte de toate vreau să mulțumesc din suflet pentru suportul acordat la ultimul episod. Pur și simplu, suportul nici măcar 24 de ore a fost huge. Și vă mulțumesc din suflet. Ok, aici este o poartă cu țepi. Ok, și acum ar trebui să-mi dau seama pe unde ar trebui... Ia, dacă fac așa... Ah, ok. Ah, să facem așa în continuare, ok, hai că am înțeles. Bun, dar dacă închid pasta, nu cumva mă pălește? Abonul rămâne deschisă, perfect. Și tu? Asta se deschide mai greu. Mai multe ori? Da, bun. Ok, Bun. Ce se întâmplă? That looks inviting. Oh. Bun, prima dată să distrugem aceste vaze, pentru că ne trebuie tot ce găsim în ele. Și hai, acum să vedem aici ce trebuie să facem, adică chiar n-am nicio idee. Now I got it. Și mai trebuie să o... Gata, hai că am înțeles. Ok, bun. Încă o dată. Gata. Ok, bun. Întrebarea ar fi cum am ajuns pe partea aia altă. Wait there. Ok, bun, doar sărim. Și nu pot să chem toporul. Fucking hell. Well, hai să ne batem cu ăștia. Deci, cred că am stat în total vreo 5 minute până acum să... rezolv toate porcările astea, pentru că au fost destul de nervante și erau și destul de multe în același timp. Și cred că am ajuns în vârful muntelui, am putea zice. Și da. Ok, bun. Mai jos. Perfect, bun. Ok, nu mai trebuie decât una singură și pe asta e GG. Mai e acolo una. Perfect. Bun. You are so sweet. Asta e The Howard. Ok, bun. Horn. Ok, am găsit un horn de vikingi. Ăștia foloseau vikingi mai de mult. Ok, bun. Mă, hai să ne pe trebuie să mergem acum. Cred că pe acolo trebuie să-l mai, că ar fi singura cale, zic eu. Pentru că altă cale n-aș vedea pe unde am putea ieși. Holy shit, asta e destul de... La înălțime, să zic așa. Holy crap. A trebuit dacă ai căzut, nu-i că te mai prind eu. Și trebuie să ajungem acolo. Oh, fuck. Looks so big. Wish mom was here to see it. Ok, deci momentul ăsta era destul de... nu știu cum să-i zic. Dar ați văzut că oricum Kratos a încercat să-i pună mâna pe spatele lui Atreus. Și, vă repet, Kratos, el este un tip extrem de dur, vine din, nu știu, vine dintr-o lume complet diferită în care el omora absolut totul, nu avea milă pentru nimica. Și încearcă oricum să fie un tată bun, dar... e destul de greu, pentru că vă repet, Kratos e zeul războiului și el a murit absolut pe toată lumea și să se comporte în asemenea fel nu chiar atât de ușor, adică mă refer că odată ce ești zeul războiului, automatic e destul de greu.
Bun, și chestia aceea cum ar trebui să o deschid? Ar trebui să învârt de asta. Ha, da, trebuie să învârt de asta. Ok, bun. Ok, hai să mergem înapoi jos. Ah, gata, te-am prins. Ah, sunt două. Ok. Ah, e un puzzle. Gata, am înțeles. Ok, și l-am făcut. Bun. Ok, Atreus. Boy, what do those runes Ah. say? Oh, it says family. That's not a clue. Family. It's the answer. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Kinslow. Something happened. Well, a funcționat. I'm happy we met Brock, but I'm happier we're leaving this place. It is behind us now. Ok, ne aflăm acum într-un sort de peșteră sau tunel prin munți. Nu știu exact cum să... N-a cum să descriu. Dar oricum ne aflăm oricum în munți. Ceea ce e singurul lucru care știu și hai să continuăm. Adică... Sincer, nu îmi readuc aminte ce ar trebui să se întâmple, dar urmează să aflăm. Boy, these tracks. A boar maybe? Not sure, but I'll find it. Go. It is important for a warrior to keep his skills sharp. Ok, urme de animal și acum trebuie să le urmăm. Ce peisaj frumos. Asta e de la de foc. Oh, shit. Ok. Da, oricum, pe parcursul acestui joc o să găsesc și giganți diferiți, e ca așa. Adică mai frec oricum giganții de când există God of War, au făcut parte din jocul God of War, adică în fiecare joc există giganți. Deci, nu cred că e niciun joc care să nu existe giganți, aoleu. Și dacă v-ați uitat atent la genunchiul lui, ați văzut că sunt tăieturi de la trupul nostru. Ceea ce mi se pare foarte ca lumea cât de ce grafică are jocul. Și a ieșit acum 2 ani, deci nu este nici foarte vechi, dar totuși un joc care a ieșit acum 2 ani cu asemenea grafică. Auci. Shit. În care ieșit din viață, pentru că sunt ars. Ok. Trebuie să avem grijă cu asta că ăsta e de foc și nu e chiar atât de ușor. Adică, din potrivă, ne aruncă multe porcării spre noi și ne dă damage. Aoleu. Nu încărca. Ok, bun, Atreus. Ok, mai are un pic și îl doborâm. Ok, încă câteva lovituri. Bun. Oh, brutal! Brutal! Shit, dacă a fost fain. Well. Ok. Ok, super fain. Am uitat de această opțiune, gen... atacuri speciale și chestii de genul. Chiar am uitat, adică genul atacuri de genul cu gheață. Chiar am uitat ce încerc să vă spun. Ok, și ați văzut că de asemenea și toporul nostru s-a modificat, dacă v-ați uitat bine. Și anume, i s-a adăugat o piatră în plus sau o ruină, nu știu exact ce ar trebui să fie. Bun, și presupun acum că ar trebui... Da, să ne cățelăm, bun. Ok, bravo, Atreus. Ok, hai să ne cățărăm și să vedem ce găsim deasupra. Alte ruine. Here, Sau boy. scris ciudat. Huh, interesting.
I may want to write that down. Bun, sincer, acum nu că prea aș avea mare idee încotro ar trebui să mă duc. O vagă impresie, sincer, cred că aș avea-o. Ok, tot o să coborâm, bun. Și să continuăm. Acolo mai sunt câteva ruine. Sau scris ce ciudat, nu știu cum să-i spun. Da. Oricum, trebuie să căutăm și acel animal, pentru că la început am găsit niște urme de animal și trebuie să ne dăm seama ce ar fi. Ok, bun. Știu că nu e nimic aici, dar mă uit și eu dacă. And it looked like it bounced off. Could the boar be magical? What do you think? It looked weirder than any boar I've ever seen. Get after it then. Bun, deci avem de a face cu un porc magic care ne respinge săgețile. Bine, nu cred că este chiar un porc magic, oricum vă repet că în să-i zic, în mitologia nordică, animalele sunt complet diferite. Ce s-a musat? Da, iar căcaturile de ciori. Ah, fuck you. Bun. Mă, eu cred că aici urmează, nu zic un boss fight, dar cred că apare alt ciclop din ăla. Holy shit, bă, dar aici lumea a fost omorâtă. Damn it. Ok, a fost o bătălie aici. Ok. Bun, deci hai să continuăm oricum. Cred că urmează să dăm de inamici, deoarece oricum satul ăsta a fost atacat. Ok, avem aici un chest. Bun. Trebuie să găsim și acel porc magic sau whatever it is. What? Fuck. Bun, amice. Ăsta e noul atac. Mamă, ce fain e. Și congelează de asemenea și adversarii, ceea ce ne facilitează lucrurile. Adică când adversarii sunt înghețați, putem să îi batem fără să ca ei să ne atace. Și este un lucru foarte, foarte calmea. Ok, bun, dar... întrebarea e unde se află acel porc, că trebuie să-l găsim oricum. Dar... steady hand, relax. Accuracy over speed. Yes! Do not lose it. Bun, măcar l-am prins. L-am lovit. Acest păcuțit-o bun. Hai să urmărim acum acel porc și să nu-l pierdem. Bun. Până atunci am mai uit pe CSO dacă mai sunt anumite lucruri de explorat și după aia revin. Chat-a asta îmi dă un feeling de deja vu. Atreus, unde ești, frate? Fiule! Foc! L-am găsit, bun. De pe unde ar trebui să mă duc, frate? Adică mă simt pierdut. În spate, I don't even know. Ok. Atreus! Ok. Mă duc bine, oare? Da. Atreus! Pe aici. Stai, bă, frate, zici că e labirint acum. Mă simt într-un labirint. Bă, frate. Mă trebuie să mă cațăr pe undeva, cumva.
Atreus! What the fuck? Repede, repede, repede! Ai, 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 ai! Oh! Unde ne aflăm? What? He doesn't. He's my friend. The boy was following my command. Then help fix this. Hold here, please. Hold, I said. He's losing blood. The last of his kind in all the realm, and you shoot him. You needed food? Target practice. Target practice. I'm so sorry. Keep that pressure on. The blame is mine. I should have kept a closer eye. Will he die? I will not let him. You, the arrow cut a tideway inside him. Find both ends and hold them tightly. Start with the left side. Grab it and hold. Now the right side. Hold it tight. Good. Now pull them together. Line them up. So now. You're a witch. I can't finish the healing here. My home is just beyond the trees there. You will carry him. He must not die. Good. He seems stable and calm for now. Gray thought. This way. Well, aș putea spune că am găsit-o pe mama natură. Bine, glumesc, am dat de această vrăjitoare și trebuie să salvăm porcul. Ok. Holy fuck, bă, dacă e frumos. Sanctuary Grove. Holy fuck. She must miss you being away from home. She's dead. We're taking her ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was her last wish. Boy. I'm sorry for your loss. Bine, sunt pe de parte toate sentimentele și chestii de genul. Bă, dar uitați-vă și voi. Oameni buni, cât de frumos e aici. Holy shit. Și cât de bine se vede. What the hell? What? The fuck? Băi, o broască. Băi, ești nebun. Holy fuck. Dă-te, mă, uite și câte animale. Cerbi, mai multe animale. Holy shit. Boy. I promise you, he's safe. You won't hurt anyone. Well, sper ca această cestoază să nu ne facă absolut nimica. Quickly. Place him on the stave there. Keep him still. You live alone? It's better this way. Yeah, my father doesn't like people either. Boy. Well, you don't... Hold him still before he hurts himself. Good. Easy. Rest now. I need two more things. Fresh red root grows just behind the house. Can you pull a cluster? What else? I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? That is none of your concern. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. I know. When they find you, and they will, they'll make things difficult. The boy will want answers. That will be my problem. Whatever you're hiding, you cannot protect him forever. But you're right. Doesn't concern me.
I also need lamb's cress. Do you mind? It's a white petal flower in my garden. Just a handful. Fine. Lamb's cress. Bun, acum ne aflăm în casa vrăjitoarei. Sincer, aș vrea să mă uit o leacă prin jur să vedem, să văd dacă găsim cumva ceva. Pentru că, sincer, na, aș zice că putem găsi ceva pe aici. Dar rămâne de văzut. Pe aici ieșim în spate, uite să ieșim în spate. Bun. Dar totuși, ce-mi place foarte mult în momentul de față e că culorile sunt atât de deschise și până acum culorile au fost închise, adică mă refer că erau culorile mai reci, să le zic așa. Și uitați-vă și voi acum cât de frumos arată efectiv. Holy shit, cât de frumos e. Would this help? I dropped it? When you were chasing the animal. What's wrong with me? If I lost it then... You did lose it. I'll take better care of it from now on. Bun, eu sunt de părere că acum Kratos e înspre drumul potrivit pentru a deveni un tată totuși, adică mă refer că pentru el chiar e greu. Dar, hei, hai să vedem ce se întâmplă acum, am făcut rost de acele, nu liene, doamne, nici truncuri, doamne, am uitat. So he's gonna live? Yes. Then we are leaving. Wait. Not without thanks. You want solitude? This mark will hide you from those who might make your journey difficult. Luina. Hemele. There's a shortcut below the house that leads safely out of these woods. Follow this path down, then head towards daylight. Will we see you again? As much or as little as you like. Now get out of here. Come boy. This underground passage should put you back on your path to the mountain. Just use the boat. Băieți, eu zice că videoul putem încheia aici și da, vom vedea în următorul episod ce se va întâmpla cu om, continuă povestea. Și da, sper că acest video v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dacă sunteți noi și activați clopoțelul de notificare pentru a nu mai pierde alte videouri din God of War sau alte jocuri care o să le încarc. Eu sunt Alex și de la mine totul, vă urez o frumoasă continuare și pace vouă. Ciao, ciao!